Bună ziua, sunt Gabi Stan și sunteți împreună cu noi la o nouă ediție a emisiunii Zona Neutră. Avem astăzi, după cum vedeți acolo pe burtieră, scris echipe în revenire și avem invitați din partea unei grupări cu, putem spune, referind de cuvinte, de mare tradiție din județul Brașov și chiar din fotbalul românesc. Este vorba de actuala Precizie Săcele, o să revenim puțin la denumire pe parcurs, și invitați sunt domnul primar Virgil Popa și domnul Aurel Bărbuz, nu? Da. Manager sportiv la echipă și fac totul. Asta e ideea. Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim în special domnului primar că ne-a onorat cu prezența și asta spune extrem de mult în ceea ce privește viitorul acestei echipe. Mulțumesc de invitație. Dânsul pe viitor se pare că va fi, nu ne ferim, iar promotorul unei noi și vechi echipe, să spunem. Deci pe structura celei vechi tinde să se formeze o echipă nouă de perspectivă care să ajute județul în a reforma fotbalul brașovean și în special numărul de echipe din județ, că suntem în mare sărăcie cu echipele astea. Anul trecut a intrat Râșnovul. Așa este. Anul ăsta e rândul dumneavoastră. Anul trecut. Nu? O să venim și o să vedem cu cine credeți că o să vă luptați. Să sperăm. Așa. Și avem de discutat. Dar mai întâi să salutăm victoria lui FC Brașov, că sufletul pe acolo. De asemenea, condoleanțe familiei domnului Nezaroș. Neamezi, da, săracul ne-a părăsit. Ne-a părăsit un mare fotbalist al acestei echipe. Eu chiar scriam pe rețea de socializare că ne aducem aminte de ei numai când se duc. Când se duc, săraci. Da, mai amintim de ei, de mari, imenși fotbaliști. Așa, spuneam să salutăm victoria Steagului. Fac o paranteză, am văzut pe ecran, pe Facebook am văzut conferința de presă a celor de la Sfântul Gheorghe. Da. Erau triști. Deci din pornire mi-am dat seama cum abordează și am zis acolo nu-i ceva în regulă. Ei se ocupau de Steagul. Că s-au întrunit târziu, că n-au echipă, că n-au pregătire, că n-au nu știu ce. Și poate s-a întâmplat cu totul și cu totul altceva. Asta nu înseamnă că merită mai puține felicitări. Domnul primar, cum ați hotărât așa să vă înhămați la o muncă, cum a spus noastră, destul de grea la Săcele și să vă luați că am înțeles că aveți gânduri mari? În primul rând, munca cea mai grea este la primărie. La primărie. Da. Sigur că proiectul legat de FC Precizia l-am reluat acum 2 ani. Pentru că știm foarte bine, între 2008 și 2014 totul s-a oprit la Săcele. Nici nu se mai auzea. Nu se mai auzea. A venit criza în 2008 și totul s-a oprit, din păcate. Acum 2 ani, chiar pe vremea aceasta, ne-am întâlnit la o masă mai mulți susținători ai fotbalului săcelean, subsemnatul, domnul Aurel Băruță, domnul Adi Săcelean, așa, și cu alții domni, și am hotărât atunci, haide să revitalizăm ce a fost odată FC Precizia Săcele. A fost programată întâlnirea, scuzați-mă, sau așa spontană? Spontană a fost. Spontană, da, atunci ies lucruri ca lumea. S-a și întâmplat în 2014 cu corona, ce s-a fost întâmplat cu corona, s-a desfințat corona și era păcat de cei jucători buni. Care rămâneau. Copii. Ca să rămână copii special, ca să rămână pe druguri. Și am plecat din Liga 5-a, anul trecut am promovat în Liga 4-a, am avut un parcurs bun, zicem noi, în Liga 4-a, mai ales că am jucat cu mare parte din foștii juniori. Deci echipă tânără, foarte tânără. Cea mai tânără echipă, cred că, poate chiar și din țară. Da, da. Cu 36 de faptul că și eu sunt un împătimit al fotbalului,
cui nu-i place fotbalul. Altfel nu vă băgați. Altfel nu mă băgați. E clar. Vreau să vă spun că în Săcele nu se mai întâmplă nimica. Nimic, chiar nimic. Nimic. Nimic în zona de sport. Da, lumea era chiar mirată. Știm foarte bine că clubul sportiv Precizia, deci avea nu numai secție de fotbal. Da, a avut mai multe secții. Avea secție de rugby. Secție de handbal. Sigur, era o activitate frumoasă și înfloritoare acum câțiva ani buni la acest club. Și de atunci, din 2014, de când ne-am așezat la masă, am decis, haide să mișcăm fotbalul de la Secele. De ce? Pentru că avem o bază frumoasă, păcat, cu trei terenuri, da. Toate trei sunt de iarbă. Acum a rămas cel de rugby, nu? Îl folosește fotbalul. Copiii. Deci avem un teren, cel central, un gazon întotdeauna. Foarte bun. Întotdeauna a fost foarte bun. Costă un pic și întreținerea, că dacă nu-l întreții, nu-l ai. Cum să nu? Tribunele, undeva în cap, aproape, dacă e la maxim 4.000 de spectatori, o parte din gradene le-am reparat anul trecut, le vom face și pe restul anul viitor, probabil. Poate vom pune și niște scaune, E obligatoriu pentru Liga 3. Ei, și acum, ia că semne că pornim la un nou drum. La un nou drum cu alte obiective. Obiectivul pentru anul care a trecut a fost clar clasarea în primele 8, domne, ca primă participare. Surpriza a fost că s-a clasat pe locul 5, foarte bine, la un buget nu chiar foarte mare, dacă ne comparăm cu celelalte echipe din județ, cum ar fi Podlea, cum a fost Râșnov, așa. Sigur și Zărneștiu. Și Zărneștiu, corect. Dar au fost foarte bune rezultatele, eu am fost foarte mulțumit, nu numai la echipa de seniori, și în special la echipa de juniori. Și aici merită un tratament aparte echipa de juniori. Știm foarte bine, echipa de juniori a avut un parcurs fenomenal, după ce a câștigat grupa județeană, da? A avut acel baraj cu echipă din Covazna. După aceea a avut o etapă, turneu semifinal la Mureș, pe regiune la Mureș, l-a câștigat și s-a dus direct în finală la București, unde semifinale a bătut PSV fostii juniori al Steaua. Colegiul Eliade. Da, Vince Eliade sunt fostii juniori al Steaua. Juniorii lui Steaua și finala la Mustață au pierdut-o. De 89. Da. La Mustață. Deci avem o echipă de juniori foarte bună pe care ne putem să baza specificăm în anii următori. Că foarte mulți au fost mai mici cu un an. Da. Jucători, da, așa da, e? Nu, și cu 2 ani. Și cu 2 ani, da. Apoi asta contează. Și am ieșit, cel puțin la turneul final. Perspectiva pe anul acesta este câștigarea titlului național de junior. Asta la junior? Da. Cam cu aceeași echipă. Păi au rămas, nucleul de bază a rămas de junior. Să amintim că antrenorul acolo, Ciprianu, a fost un jucător care mi-a plăcut foarte mult. Am vrut să-l duc în Moldova, am vrut să-l duc. Nu a ieșit. Și am înțeles că acum s-a cam lăsat de fotbalul mare. Nu, joacă în Liga 4. Nu, de fotbalul mare, zic. Da, joacă fotbalul mare, joacă Liga 4 pe la Gherința. În județul Covazna? În Covazna, joacă la se ocupă și de mini fotbal la Răzvan și Dani acolo, la Dani Vățil la București, și în Naționala României de fotbal. De mini-fotbal, mini-fotbal. Și el. Nu sunt prea multe, pentru el le duce. Și duce și juniorii și chiar... Dacă vreți să câștigați titlul de campion, trebuie să lase ceva din el. Păi, nu cred că mai rezistă, nu? Are. Dar are ce să arate copilor. Are că și chiar are niște idei foarte, foarte bune. El a avut niște calități formidabile. N-a avut un fizic impresionant, dar în schimb a avut viteză și îndemânare destul de bună. Ciprian. Așa. Ne spuneau oraș puțin despre istoria, așa, repede, despre istoria clubului. Istoria clubului, ne? Ca și club. Că vreau să spun, avem steagul înființat în 36, dar înregistrat în 37, avem metrumul în 37, să spunem că Săcele cântă. Suntem un pic mai repede înființați, da? Deci au fost primele... Tractorul în 26. În 22 a fost înființat, așa, mai repede de tractor. Izvorul Săcele, așa, în 22.
După aia, în 1950, a fost, este prima echipă, ca și, prima echipă din țară, da, afiliată la Federația Română de Fotbal din mediul rural. Așa. Deci a fost echipa. Din 50 au jucat Liga 4 până în 72, în 73, când s-a aprobat în Divizia C. După aia, în 81-82, pentru prima oară în Divizia B, în 81-82. Atunci s-a promovat. Atunci s-a promovat prima oară în Divizia B, au stat un an de zile... Cu cine era Băncea? Alec? Cu cine era acolo, doamna, să-l ierte? Cred că n-ai Pescaru cu Alec? Nu. Nu știu, că s-au perindat mulți antrenori. Și fost jucător de mare valoare s-au perindat. Da, să zic, exact. În permanență. Și Barbo. Tot mare. Nu, așa, în 83 au căzut, da? De noi, din timpuri străvechi. Deci au fost jucători ca lumea care au antrenat acolo și care au devenit ulterior antrenori. Da, pe ca lumea. Ei au revenit după aia în 91, au jucat până în 83-84 până în 91, au jucat în Divizia C. În 94-95 vine Barbo antrenor, da, și promovează în Divizia C, iar al următorul în 95-96 promovează în Divizia B cu Neamărin Barbu. Da, și s-a jucat, țin minte, că s-a jucat meciul de baraj la Sfântul Gheorghe. Cu Severinu, parcă. Da, și s-a câștigat acolo meci. Și aprovează în Divizia C. În 96-97 se obține cea mai mare performanță, locul 2. Atunci era Divizia Națională, era Divizia A. Era Divizia Națională, Divizia care e Liga 2, da, de fapt. Divizia care era Liga 2, atunci a ieșit pe locul 2. Asta în ce an? În 96-97. 96-97. După au rămas Liga 2 până în 2000-2001, când era Ferenc Baicu antrenor, au retrogradat în Divizia C. Da. După aia a venit în locul Ferenc Baicu, a venit Gil Roșu și cu Gil Roșu s-a mers Divizia C. Da. Primul an, în 2001-2002, s-a terminat locul 2, mi se pare promovaseră Sfântul Gheorghe și după aia, în 2002-2003, a promovat în Divizia B. Da. S-a rămas în Divizia B până în 2006, după care iar s-a schimbat denumirea în 2006 din Precizia Săcele în FC Săcele, cu o nouă conducere, iar Baico, după aia a fost Daniel Isăilă, după Isăilă a fost Bodea. Până în 2008 și în 2008, în iarnă, a venit cu tremur. A venit cu tremur. Da. A venit criza. Din păcate, da, da. Și acum, da, în 2014, am multe părți, ne-am apucat să reconstruim frumos totul. S-a dus tot ceea ce au muncit anii, oamenii ani de zile, dacă nu au mai fost resurse. Și încă suntem acolo, deci din ce în ce mai rău. De-aia vă spuneam înainte de emisiune, acum e momentul să faceți ceva. Pentru că toată lumea, deci toate cluburile scârție, deci nu sunt bani, nimeni nu dă, nimeni, jucătorii există, deci jucătorii există că rămân de la echipele astea care se desfințează în permanență, și ca și anul ăsta, de fapt. Uite, Sfântul Gheorghe a luat pentru Liga a doua de la Târlungeni, de la toate astea care nu mai sunt. Jucătorii și ei, da, vor, trebuie să înțeleagă un pic că nu mai sunt vremurile alea când poți să ceri contracte, când poți să iei banii care se le dau înainte. Fabricile susțineau, erau bani, erau mulți bani, puteau să ceară contracte. Acum trebuie să la ne adaptăm. Noi, județul nostru, a suferit cel mai mult, pentru că au căzut industria, a căzut și fotbalul. Acum e refacere, hai să spunem, poate facem ceva industrie, facem și ceva fotbal. Până acum vedeți care ce au promovat chiar la noi în județ, deci avem echipe comunale, deci asta au reușit, uitați-vă la Herman, eu știu, să nu zic, uitați-vă la Liga a doua, tot ce e în jurul Bucureștiului sunt echipe comunale, Berceniu, Baloteștiu, Ștefăneștiu, Voluntari și așa mai departe, deci nu, în oraș nu sunt, nu mai există și ar fi excelent să mai, măcar la noi în Brașov, să apară o echipă de mediu urban, nu? Ar cam trebui, pentru că Săcelele este municipiu. E municipiu, păi este, da, asta. Este al doilea camărime din județ, acum, da, a depășit Făgărașul. Aveți 40.000 de locuitori? Aproape. În Brașov nu există nicio echipă. În afară de Steagul este singura echipă. În toate diviziile. Nici în Liga 5 nu avem. Deci Brașovul nu are în Liga 5 o echipă. Să știți că bucuria mare a fost nu atât, ba și atât cât au fost și rezultatele echipei, dar bucuria mare a fost și când am văzut că vin la meci spectatorii. Pentru că echipele joacă și pentru spectatori. Normal, fotbalul e făcut pentru spectatori.
Asta e un obiectiv principal, văzut, să umple tribuna. Când am văzut să vină lumea, primele meciuri erau 100-200, au fost și meciuri cu 400 de spectatori la Săgeală. La meciul al copiilor, barajul cu Târgu Secuiesc, aici când a făcut barajul ăla, au fost, cred că, vreo 600 de spectatori. Bravo. La meciul de copii. Și au văzut un meci extraordinar de frumos. Înseamnă că din nou a apărut interesul pentru fotbal, că așa se întâmplă, într-un loc unde dispare o perioadă mai lunguță de timp, deci lumea este avidă și încep și vin. Încet vin. A fost o galerie frumoasă de tot. Am jucat, să zic, cu alte echipe împotriva echipei din Săcele și știu, deci era asta, tribuna acolo aia acoperită, deci aia era a lor. Și vin, dar vor și să vadă rezultate, vor să vadă și... Acum încep încet, ei vor nume, vor să vadă nume la Săcele. Nu se poate. Uite-te la copii. Și a început să le placă și lor. Uite, avem copii ăștia tineri. Numai jucători tineri, în afară de Tutu Sile, care este Săcelea mea nostru, mai e, și cu Ion Coman, care l-am adus acum în iarnă. Restul avem numai copii. Deci numai 17, 18, 19. Deci numai ăștia sunt toți. Foarte tânără echipa. Probabil, dacă se va urca, va merge mai departe, mai trebuie acolo unul, doi mai copți, că nu poți să faci fotbal cu tineri lângă tineri. E mai greu. Dar asta țin de alte lucruri. Deci să dea Dumnezeu să ajungeți acolo, că după aia se rezolvă. Deci nu credeu că vor fi probleme. Dacă lumea vrea, conducerea vrea, trebuie să... Jucătorii, în primul rând, de ei depinde. Puteți face un lucru extraordinar și eu de-aia vă spuneam că ar fi cazul, deci chiar ar fi cazul să avem o echipă. Uite, Făgărașul nu e în stare. De ani de zile nu sunt în stare acolo să facă o echipă. O fac și o desfințează anul următor. Vedeți ce se întâmplă? Dacă nu iei totul pas cu pas și le gândești. Unii se aruncă. Și să nu te arunci. Exact. Dom'le, câți bani avem ăștia? Facem anul acesta pasul. Din cât avem. Ok, la anul regândim iarăși. Ne putem permite planul să intrăm mai sus? Ok, ne putem permite. Dar trebuie să făcute acestea bine gândite și pas cu pas, pentru că dacă nu le faci așa, riști. Și știm foarte bine, sunt echipe mari care au fost în Liga I-a, campioane naționale. Da, și au dispărut. Iată, Urziceni nu mai este, Galațiu. S-au bazat foarte mult pe întâmplare, Rapidul, să știți. A început iarăși din Liga 5-a, Rapidul e... Liga 5-a, cum s-a scris. Nu, dar ei strică campionatul de... Cam mai fost, s-a mai întâmplat, dacă trei ani a fost cu Chiajna în barajul ăla, iar nu se știa cine joacă, deci strică campionatul cam mereu, mai mereu, strică inclusiv anul ăsta, nu? Tot așa, deci au mers pe mâna hazardului, s-au repezit, că au zis că fac și au ajuns, când au tras linie, numai eu. Și atunci hazardului mai merg și alții. A trebuit să ducă la cel mai jos nivel. Nu? Dacă vă uitați, că trebuie să o ia din Liga 5-a. Și la noi se cam merge, că acum mă gândesc și la FC Brașov. Important este să găsească resurse. Eu zic că FC Brașov iese din necaz. Eu văd, și cam ce am zis, ce am zis aici s-a cam întâmplat. E o sumă cam mare. Sper să le dea Dumnezeu să aibă de unde să... Dar la Dinamo n-a fost sumă mare. Și au reușit să iasă și din insolvență. Da, numai să nu dea faliment. Rapid, după 3 milioane de euro și s-au curățat. La Rapid au fost cei mai puțini bani din echipele cu situație grea. Și n-au știut să gestioneze situația. Și o descurcă-i. Și uite, acum ei au capătat. Dinamo revine. De unde a fost? Au terminat insolvența, merg în cupele europene imediat. Pentru că au fost acolo unul, doi oameni deștepți. Să știți că tot este să gândești foarte bine și partea de finanțare activității. În primul rând, dacă nu gândești bine, degeaba te hazardezi, degeaba vrei să faci nu știu mai ce. Rău strici. Mai rău strici. Exact. Că lumea nu știe. Lumea acum ești cu tine, dar imediat când dispar, tu ți-a gâtul. Că ei vor fotbal, vor echipă, vor aia. Sigur că eu nu îmi fac la dumneavoastră probleme. Cred chiar că o să puneți bazele corecte. Eu sunt nu, dar nici o clipă nu fac. Tipicar, le fac foarte bine, totul gândit. Da.
Noi ne aruncăm... Eu pas, deci, da, pas totul, face, zis, da, asta zic. Totul se face pas cu pas în crescendo. Exact. Așa e, fără grabă, nu trebuie să ne hazardăm, nu trebuie să vă propuneți obiective mărețe, așa cum și faceți, de fapt, de prima zi. Nu, domnule, noi mergem în Liga a doua. Stai puțin. Nu, noi pas cu pas, domnul vedem, a spus domnul primar excelent că face, vedem cât ce avem pentru anul ăsta, vedem ce avem pentru anul și așa, dacă se poate, să merge, nu? Ținta finală este Liga a doua. Păi este, ăsta e pe termen lung. Ei, nu, hai să-i spunem mediu, că mediul e până la 4 ani, mediul până la 4 ani, dar cel mai important este prezentul. Deocamdată ținem Liga a treia, ne așezăm la Liga a treia, vedem ce înseamnă Liga a treia, un an, doi, dacă este tot ok și avem resurse, că sunt sigur că vom găsi și sponsor la SCL. Asta e de mare importanță. Că primăria ajută și face. Primăria sprijină. Sigur. Că da. Dar vedeți dumneavoastră că și legislația la ora actuală îți dă voie, dar îngrădit să sprijin. Știți cum e, domn primar? Că eu dăm mult. Că nu e bine sunt contraria de ce faci greșiți. Ați văzut că dacă nu sprijini conform legii, poți să ai surprize. Exact. Exact. O atât se pare că ai voie și dai, ușor atât se pare că n-ai voie. Exact. Nu, zice, de fapt, nu aveți voie să dați. Dar inițial e o lege în care spune, da, domnule, aveți voie să susțineți sportul. Legea sportului este clar, este voie și chiar este obligat. Când zicea și domnul Brescan acolo, chiar a stipulat, arăta foarte bine. Deci legea sportului obligă primările ca să și susțină activitatea sportului. Le dă voie să susțină, dar problema cea mai mare este cum. Cum le dă voie? Ce au voie să facă? Că aici e interpretabil. Mai înțeleg? Și aici să lovești și mai mulți. Este transparență și când banii se duc exact unde se duc. Știi ce cred de oraș? Eu cred că primările pot și au voie să susțină. Și cine face corect, doarme cu capul liniștit pe pene și nu are nicio treabă. Domn primar, eu nu cred că s-a băgat așa, fără să studieze puțin situația. Eu spun. No. Și, nu? Sigur că se poate. Păi cum să nu se poate? Numai cum spuneți totul la vedere, corect, transparent, și atunci nu are cine să spună nimeni nimic. Pe timp cât banii se duc exact unde se duc și nu dispare un leuț din bani și toți se duc acolo. De ce au fost probleme? Pentru că unii nu mai trebuie să spunem, nu? Că ăia care au avut și probleme, nu? Au luat din bani. Păi exact, așa. Asta e, sigur. Sigur, unde e corectitudine, n-are cum să fie rău. Deci n-are cum. Asta e părerea mea din... Foarte important e din totdeauna. Ținere cum, uitați, dacă vă uitați, anumită cele de la Revoluție încoace, cum a toți primarii care au fost, nimeni n-a iubit fotbalul. Domnul primar este singura persoană și care într-adevăr este, care dorește ceva pentru fotbal. N-a iubit... Pentru că eu cred că nu s-au priceput. Deci dacă nu te pricep la fotbal și nu... Nu le-a plăcut, domn primar. Asta e clar. Și chiar și în orașul Brașov nu există un primar care să fie iubit la fotbalul. De la Revoluție încoace, n-am. Cum? Domnul Scripar spune că îi place fotbalul. Îi place fotbalul, păi și... Cum? Hai să spun, în 2000, când eu eram la echipă de... Am mers la Cupa UEFA, domnul primar Scripcaru anul ăla a fost ales. Era în mijlocul galeriei mele, la echipă, cu fularul, cu susține echipa. Că de ce a desfințat? Bine. Explică un pic și de... Corona, acum recunosc toți că a fost o greșeală. Nu, era nevoie de o doua echipă în primă, noi nu putem ține una în prima ligă, o mai ții și pe a doua. Deci acolo au plecat toate primele. Și aici lumea, cât tot fi orașul ăsta, va fi cu Steaua. Deci că e clar. La Corona acolo, de-aia am și la noi copii aia care aruncaseră ei pe drumul și au bătut joc de ei și au lăsat pe marginea drumului. În momentul în care s-a desfințat echipa, se încasaseră niște bani, de 2 milioane aproape din dreptul de televiziune. Care, de la Corona zici? Păi da, da. Care nu... apar pe nicăieri, nu știu, treaba lor pe unde ori apărea. O să apară în conturile clubului și redirijat spre alte secții. Și nimeni nu poate să zică nimic. Da, măcar se făcu chestia asta, dar ei de copii așa au bătut joc, au aruncat pe care... Păi mă gândesc că vreau chiar nu cred că i-a luat cineva și i-a băgat în buzunar. Nu o poți să faci nici așa. Eu cred că e istorie. E istorie și Corona este istorie. E istorie, de fotbal. Clar. Acum trebuie să vedem un pic viitorul. Ceea ce putem construi noi în județean. Da, la dumneavoastră e foarte important. Eu v-am spus, e foarte important. Pe cuvânt că este. Știți de ce? Că e puterea economică mai mare la oraș. Important este că săcelenii vor dacă să vor vină să la fotbal. Da, e clar. Să vină la fotbal. E clar. Și trebuie să țin cont de părerea. Cum să nu? Să le crezi această facilitate de a veni la meciul de fotbal. Sigur că da. La un spectacol, de fapt. E o mare mândrie să se refacă echipa asta și să fie a săcelenilor.
Pentru că, da, am început cu tradiția. Cu tradiția am început. Nu, bă, să renodă o tradiție, atunci merge. Dar trebuie susținere. Da, ne-am și, m-am și gândit și ne-am și gândit câteva zile. Deja am început demersurile de a crea acel club sportiv municipal. Da. Este foarte mai important. E foarte important. Este foarte important. Da. Deja am dat drumul la documente. O să dureze, zic eu, timp scurt. Da. Da. De a prelua echipa la municipalitate, sigur, va fi un parteneriat. Da. Pe modelul altor echipe care l-au făcut și a funcționat foarte bine, în mod legal și a funcționat foarte bine. Corect. Lucrul acesta îl facem și noi la Săcele. Eu mă bazez ca în viitoarea perioadă, într-un termen scurt, să vină lângă noi câțiva oameni de afaceri de la Săcele și nu numai, care să sprijine financiar activitatea, pentru că să știți că nu sunt sume foarte mari. Făceam așa un simplu calcul. Cel puțin la început, domnule. Dacă cel avem 50 de firme care își permit 1.000 de lei pe lună, ce înseamnă 1.000 de lei la o firmă? Sunt 50.000 de lei. Cu 50.000 de lei la dânsii nu se cunosc. Cu 50.000 de lei pe lună faci multe la o echipă. Da. Faci multe. Faci. Faci foarte multe. Și sunt sigur că vor veni lângă noi oameni de afaceri de la Săcele și numai și care vor sprijini cu adevărat această activitate. Trebuie oameni de afaceri să aducă. Bă, asta e important, partea financiară. Orice am spune și orice am face, până acolo să învăț. Trebuie și trebuie tehnocrați la sportul respectiv. Mă înțelegeți? Trebuie specialiști care să coordoneze activitatea de fotbal, că dacă o coordonează politicianul, da, iese ce e. Domn primar, nu, că și politicienii au rolul dușilor. Da, să ajute în altfel. Da. Steagu, de ce credeți că a ajuns în situația asta, unde nu se gândea nimeni acum 10 ani, de exemplu? Pentru că au lucrat cu niște oameni contrafăcuți, care n-au avut nicio tangență și nicio treabă cu clubul ăsta și cu fotbalul. Mă înțelegeți? Și trebuia să ajungă, că stau și mă gândesc și am stau și eu cu alți oameni, cred că a vrut să ajungă aici, că altfel nu-mi închipui cum au așezat niște oameni acolo. Vă dau cuvântul meu. Dom'le, cum spuneați și acum două-trei minute, nu era nevoie de două echipe de Liga I la nivelul orașului. În zilele noastre. Exact. Nu avea cum. Deci acolo să știți că fiecare sau unii au avut orgolii. Da, au fost niște orgolii. Au vrut să demonstreze cineva ceva și au fost niște orgolii la vârf, domnul primar, mă înțelegeți? Probabil că... Că jos aici n-au fost. Dar acolo au fost și nu s-a putut rezolva. Cum să ții două echipe și plus de asta? Nici seara nu te lasă, domnul primar. Și ce fac ăștia cu două echipe într-un brăjul alții? Constanța n-are echipă. Care o atâtea mare echipe? Aradu și Oradea și toată lumea n-au echipă în prima ligă și are Brașov. Da, e Brașov oraș mare, dar bă, cum două echipe? Și nu vrea nimeni. Deci vă spun eu, trebuia să țină pasta, să țină ca lumea, să aibă cu ce trăi și nu era în situația asta. Dar nu e nimic, o luăm de la început. Venim mai din urmă. Dumneavoastră veniți din urmă. Așa, în Steagul am încredere, eu nu mai cred că mai poate exista vreun faliment la ora asta, vă spun eu, să vedeți. Și văd, de ce? Că au pus oameni care să pricepe acolo, de data asta. Deci așa, eu știu, mai au și problemele lor, mai au răutățile lor, dar au pus oameni care știu ce înseamnă fotbalul ăsta. Cum? ANAF-ul e cea mai mare problemă. Bine, ANAF-ul e cu datoria aia, dar tocmai asta spuneam. Și alte echipe au avut datorii mai mari, mai mari, și s-a ajuns până acum să dea vreo 15% din datorie. Dar eu zic că există pârghii, dar să-i lăsăm pe ei, că listăm cu ei altă dată. Să listăm despre Săcel. Spuneați de susținători, deci de oameni ăștia. Și eu am zis că era galeria aia vestită acolo, de multe ori veneau și răi, influențat. Deci eu pe cuvânt am jucat cu Astra, iau Astra odată, am jucat la Săcele, a influențat joc cu băieții ăia, să intre în teren sau ceva de genul ăsta, dar prin manifestarea lor mi-a speriat jucătorii. Tribuna, vă dau cuvântul meu. Tribuna este foarte aproape de teren. Da, e foarte aproape, da. Și este și din tablă. Și dacă mai e și bubuian, e o zgomot. Da, cum erau dotați? Cu tobe, cu ale, erau foarte bine dotați din punctul ăsta de vedere. Am jucat la Victoria, am jucat finala, cu seniorii finala Cupei României pe județ, da? Am pierdut, mă rog, a vrut domnul Ciucanu să pierdem un arbitru, da, așa, mă rog, nu contează,
Dar și acolo au venit băieții, am pus autocar la dispoziție, au venit, ne-au susținut, au fost lângă noi. Deci au început să vină. Da, au venit. Păi, că îi vor totul deodată. Asta vrem să spun. Deci atunci erau unii. Deci nu știu câți au mai rămas. Au mai trecut și peste ei ani. Au pierdut tobele. E foarte interesant. Deci dacă au rămas din cei vechi, care erau odată când era echipa, înseamnă că automat o să tragă lângă ei ceva tineret. Ca așa se face. Ca și la echipă. Și au făcut și copiii tineri și au făcut o galerie separată a lor, că noi ei... O parte dintre ei sunt mulți prieteni cu cei de la junior și atunci aici au făcut ei o galerie. Deci o să crească echipa, crește și galeria, așa e? Aia e foarte bine. Dar eu vă spun că fotbal fără susținere în tribună mai greu. Asta e cel mai important lucru, mai ca să umpli tribuna și să oferi un spectacol. Acei oameni care susțin necondiționat, deci echipa, aia aduc, pe lângă echipa aduc și ei spectatori. Că vine omul ca să-i vadă pe nebune aia frumoși și să adună și uite, o să aveți mulți spectatori. Vin și au văzut și fotbal frumos. Am avut meciuri frumoase, am câștigat meciuri frumoase, s-au jucat goluri multe, spectacol. Petre Lucina, un antrenor foarte, foarte bun, le-a pus pe copiii ăștia în valoare, fiecare aleargă, fiecare... Deci că a crescut jucătorul pe el. Da. Și aici, acum cu... De la Brașov, Ion Coman acolo în față, ei tot deja... Să spunem că o să-l chem și pe Petre, pe Lucian, să vorbim numai de fotbal, numai de echipă. Dumneavoastră ne spuneți cum faceți echipa. Lotul, de fapt, nu e echipa. Lotul. Management, și partea de susținere financiară a activității. Exact. Care e cel mai important, că de acolo să pleacă până la urmă, că unii vor să facă echipă, n-au nimic, fac echipă, fac aia, și după aceea se pomește că nu se pot înscrie. Ați văzut ce scor a fost în Liga 2? Ce scor? Când am văzut 16-0, nu vine să crezi. Deci nu, e fără precedent. Pâncota a pierdut la Fumaț. 16-0, s-au dus cu niște copii de 16 ani. Și au făcut săraci și drum, au mers, au ajuns dimineața la meci. Ce să cer la niște copii? Decât să te faci de râs. Da, au zis bine... și cei care comentau meciul azi, mai bine nu se prezentau. Deci pierdeau un meci cu 3-0, se reorganizau pentru echipa a doua. Am văzut, parcă că s-au retras... Baia mare. Păi nici la început și s-au retras. După ce, deci au fost coși, au reușit să se reînscrie și înainte cu zi două nu o să mai prezentat. Vedeți ce înseamnă să n-ai o strategie, să n-ai o viziune, să n-ai o treabă așezată foarte bine. Exact. Și ei vă dați seama la un nivel mai mare și... Da, ei au avut probleme mari acolo. Mari, imense au avut și s-ar părea că nu trebuia nici să mai apară pe undeva echipa asta. Da, asta e treaba lor. Nu știm noi ce au făcut pe acolo. Păcat de Baia Mare, că e echipă cu tradiție. Păcat și anul trecut a făcut o figură frumoasă până la un moment dat. Puteau să bată la campionat și după aia s-au retezat. Și asta e situația. Anul ăsta, că intrăm în campionat, nu? Pe 20 trebuie să înceapă campionatul, da? Pe 20, așa s-a... Se va decide. Acum să sperăm că nu se schimbă nimic la adunarea generală din 11. Echipele s-au înscris? Da, vor fi 14 echipe. Practic, 14 în loc de 16. 14, da. În trecut a fost 16. 16, da, a promovat Râșnovul. S-a dus. Făgărașul a renunțat. S-a desfințat. Am înțeles că sunt semnale că și Branu nu se va mai înscrie. Da. Și în locul lui Branu am înțeles că va intra Steagul Roșu. Steagul Roșu al Dragoș și Vâncescu. Al lui Dragoș, da, și al lui Edi și al lui Nicu Văduva. Cu Nicu Văduva. Combinat? Să joace cu junior? Cu junior, am zis că joace pe Iecim. Sunt bineveniți. Ar fi semnale că și Tălungen ar vrea să-și înscrie echipă la Liga 4, la Liga 5. Ei așa, au și eu, au junior, mereu au avut. Echipe bune de junior. E bine să fie cât mai multe echipe, e bine să existe curenți. E bine, copiii ăștia să aibă unde să meargă să joace, pentru că asta e cea mai mare problemă, văd eu. Copiii termină junioratul și nu le se oferă o șansă, o continuitate. Întotdeauna a fost asta, dar mai acut ca acum niciodată. Și noi asta am încercat de la început, domnule, hai să creștem, noi să plecăm cu copii, să le oferim o continuitate, ca acei copii să progreseze, să meargă an de an împreună mai departe. Să amintim un lucru, cel mai important lucru. În afară de echipa mare cu tradiția ei,
Săcile are tradiție și la creșterea copiilor. Da, tot noi aici am plecat de jos. Deci noi n-am plecat cu... Eu de când știu echipa din Săcele, eu știu că au avut copii și juniori foarte buni. La ora actuală avem peste 90 de jucători legitimați. La copii și juniori. Cu toții. Da, la copii și juniori. Da? Copii și juniori cred că sunt în jur de 60 și ceva. Da. De 70. Da? Că avem și juniori ce? Și, și copii. Deci, da, bă, ce? Juniori ce? Și cam toți de acolo, localnici, nu? Marea majoritate, se spune. Da, că mai vin de la Brașov, care e foarte aproape. Acum se ocupă să se facă și o selecție. Da. Iar vrem să mărim numărul, vrem să selectăm. Să participați cu mai multe grupe? Cu mai multe grupe, da. La Liga 3 e obligatoriu. Încercăm să vedem, da. Și trebuie cu... să fie pregătit în toate punctele de vedere. Fuță mai e? Gigi este, Florin Biliboschi este. Și Biliboschi? Ienescu, dacă mai reușim să mai găsim pe un antrenor. Tony? Ienescu, Tony? Tony, da. Tony e pe acolo și el. Este. Tony este, da, chiar l-a transmis salutări. Este o legendă și el. Este. A fost un super fotbalist. Tony a fost chiar un mare fotbalist. Mare fotbalist. E bine că ați păstrat oamenii. Eu pe Fâță, cum zicem noi, Fâță. Așa, eu acolo știu de când e lumea, de când e echipa asta. Cred că e din 22, că el e născut până, cât e, 60 ceva, nu? Da, cam așa. El are copii? Da. El e cu juniorii. Și el se ocupă și de partea de... Administrarea de administrare, da, dar de mult se ocupă, de mult știu că se ocupă. El e omul care știe cum să tundă gazonul, da, cum să lude, cum să-l are experiență în tot ce înseamnă un stadion. De la antrena copiii până și la stadionul și acolo avem gânduri mari că vrem și acela, sperăm să aveți mai... Aveți puțin oameni acolo, să-l dezvoltăm, la teren deocamdată. Sunt mai puțin. Deocamdată sunt mai puțin oameni, pentru că nu ne putem permite... Normal. O echipă atât normal. Mare, când va crește, limitate, da, când va crește echipa, proiectele să știți că sunt ambițioase. Da, îmi dau seama. Viitor, acolo este o bază sportivă care are peste 4 hectare suprafață. Da, e mare. Și deja ne gândim într-un viitor, sper să nu fie prea îndepărtat, la un parteneriat, da, public-privat, da, așa, să gândim acolo, poate chiar și, de ce nu, o academie de fotbal. Lasă ce. De ce nu? Vedem tot ce înseamnă acest proiect. Cred că e locul cu cea mai mare suprafață din județul Brașov, pot să spun. Deci județul Brașov cu cea mai mare suprafață, unde puteți construi acolo, mă refer la nivel de terenuri, la alea mă refer. Da. În locul lui, un teren sintetic, nocturnă mică pusă. Avem... Oriunde sinteticul, poate și în capul celui mare, poate și acolo, oriunde puteți face. Știți că și rugby-ul va avea locul lui foarte clar acolo. Să-l înființează echipa? Da, este. Deci este. Deja este și vrem să cooptăm în clubul sportiv municipal. Și au și ei tradiția acolo. Deci la U12, da, au fost campion național. La copii, da? Da. Și acum, cred că sunt la U14, nu? Da. Joacă foarte bine. Chiar ele au avut un turneu la Săcele. Au tradiție și... Da, ele au fost la Săcele sâmbătă, în weekend și duminică, peste 600 de copii de rugby din toată țara. Bravo. A fost și președintele Federației de Rugby la Săcele. Și sunt la pământ. Da, am discutat puțin cu dânsul. Da, domne, ca în orice sport din România, o să vedem ce se va întâmpla la Olimpiadă. Mi-e tare teamă că ne facem de râs. Ne face de râs la Olimpiadă. Bine, n-am mai crescut sportiv. Probabilitatea de a lua o medalie este foarte mică. Facem de râs. E că la echipa de handball. Am luat bătaie de la Angola, de ne-a făcut țândări. Ați văzut, Angola. Acolo cred că tot, domn primar, tot datorită... Și datorită... Nu știu ce se întâmplă, deci... Ceva nu funcționează. Mentalului. Nu, au crezut că le-ați bătute. Eu vă spun, deci s-au dus puțin cam în vârful picioarelor. Eu le-am văzut de când au plecat ce declarații, cum așa în vârful limbii și nu poți, n-ai voie. Au avut niște rezultate foarte bune. Până acum, mă înțelegeți? Și tu n-ai obligația să bați Angola? În primul meci care era cel mai accesibil. Cel mai accesibil. Acum să vedem acum. Cu Brazilia, Norvegia, greu, da. Franța, să vedem ce ar face, dar e foarte greu. Și ne bazăm foarte mult pe echipa de handball, că restul, da, da, seama, nu știu ce să facem. Da, văd că și fetele de la Spada a ieșit, Ana Maria Brândal, cu cheamă Ana Maria Popescu, cum sau cum. Da. Ai scos-o, a ieșit? Da. Unde și ea, hai, mai sperai la ea. Că în general tot sportul românesc este așa într-o stare, domnul primar, într-o stare latentă. Nu ce a investit statul ăsta în sport ca să...
Că ați văzut un clasament al ce oferă fiecare țară la medalia de aur, ce premiu în bani? Da, am văzut, sigur că da. Pe unele țări, deci dau 500 de mii de euro la o medalie de aur. 500 de mii, o jumătate de milion. Vă dați seama, noi, hai că zic că nu suntem foarte rău, că nu suntem pe ultimele locuri, 70 de mii de euro la o medalie de aur. N-au luat ai noștri niciodată atâția bani. Dar o ofer când nu poți să o iei? Atunci le oferă, când nu poți să ia? Că sunt bani și aici 70 de euro, nu sunt de aici de acolo. Asta spuneam, domnul primar. Trebuie să lupți și pentru... Să lupți pentru ea, dar nu! Să lupți pentru onoarea națiunii, pentru onoarea țării, pentru tine ca sportiv, pentru club, pentru domne. Nu știu, există, cred că... Există momente și momente când se oferă. Deci în momentul ăsta putea să ofere și 500 de mii ca aia după primul loc. Da. Mă înțelegeți? Că oferea degeaba. Că nu poți să iei, dacă nu suntem pregătiți din toate punctele de vedere cum e ăla care o să ia medalia de aur. Mă înțelegeți? Deci asta e. Deci nu e. Nu s-a făcut investiții, nu s-a făcut nimic. În niciun sport. În handbal s-a mai făcut. În handbal s-a mai făcut. Am avut pe Mariana Târcă emisiunea trecută. Și eu credeam că, ca în orice sport, na, că nu m-am băgat în bani în astea la celelalte sporturi. La fotbal mai îmi permit. Îmi spunea că au niște contracte foarte mari, handbalistele. Da, și eu am crezut că, bă, s-au dus în jos, ca toată lumea. Deci mă contrazic, zice, nu e adevărat. E vorba zice, de mii de euro. Exact, contractele sunt mari în handbal. Da. Bravo, dacă sunt mari, foarte bine. Nu? Foarte bine pentru ei. Înseamnă că așteptăm și rezultate. Așteptăm performanța. Nu? Și noi ajutăm pe junior și la noi junior trebuie să ajutăm și noi performanțele, nu? Da, și este. Păi da. De puțin noi, nu știu, dacă investiți în copii și junior. Nu vă zic că sunt cele mai, cred că sunt cele mai bune condiții din județul Brașov. Deci la noi absolut toți juniorii, mă refer numai la condiții de pregătire, bază, vestiare, tot... aveau și câte o, cum se spune, câte o premieră după fiecare meci. Bonus. Un bonus. Deci a fost, e la fiecare meci, nu întâmplător. Adică copiii erau cu interesat să vină să încerce să facă performanță, inclusiv masă caldă, au avut copii, deci toți copii, deci am trecut, am jucat la Republican, absolut la fiecare meci copiii aveau masă caldă. După meci, nu? După fiecare meci, pentru că e foarte important. Masa, acum le-am oferit tot așa, o ciocolată, o banană era la fiecare meci, aveau tot așa asigurat. Și au avut și performanțe, adică noi le-am dat, ei au venit și ei cu performanțele. Păi unde vin performanțele? Unde oferi ceva? Nu? Le-am oferit, le-am ajutat, îi ajutăm în continuare și la senior și ei au primit. Ce vreau să vă întreb? La echipa mare, la momentul ăsta, cum e situația? Sunt copii, mare mai multe, înțeleg mare că mare sunt copii. Elevi, așa e? Facultate, elevi. Da, avem portarul, așa că o paranteză, la... Da. Turneul final am avut cel mai bun portar din țară, a câștigat titlul, trofeul de cel mai bun portar din țară și cel mai tehnic jucător avem. Deci am ieșit cu cel mai tehnic jucător și cu cel mai bun portar din țară. Da, da. Să nu dai nume. Nu dau nume, da. Să nu dai nume pentru că imediat vine. Nu știu. Din să nu ofenteze. Dacă e să le oricum îl iau. Și cu portarul, deci junior fiind, a apărat titular tot campionatul de senior. A apărat titular. But dar ce faci? Genul Lugeani, așa, mai sări de pe fix. Deci peste o etapă urmează să termine, eu știu, școala, facultatea, așa mai departe și or să caute o angajare. Deci în momentul ăla jucătorul caută. Să știți că pe câțiva am ajutat și am angajat la Electroprecizia. Așa. La ora actuală este nevoie de forță de muncă enormă la Electroprecizia. Da? Da. Dar oferim și varianta unui loc de muncă. Adică le oferim și loc de muncă. Mâine, dacă sunt 100 de oameni calificați pe diferite meserii, pot veni la Electroprecizia. Da. Și sigur, am ajutat 1, 2, 3 băieți care, mă rog, aveau și ei o meserie, o calificare acolo. Sigur, i-am încadrat în fabrică. Da. Tot ok. Și muncește. Antrenamente după masa, meciuri, deci... Da, deci la momentul ăsta... Să știți că pe vremuri, mare parte din echipa Precizia lucra în fabrică, erau angajați, deci da, jucătorii. Păi acolo a revenit, domnul primar. Păi acolo a revenit. Păi, deci un om de unde am plecat, ne-am dat, înapoi cu 40-50 de ani. Noi nu inventăm acum nimica. Da. Trebuie doar să aplicăm ceea ce funcționa bine acum câțiva ani buni. Exact. Noi nu mai reinventăm. Ce să facem? Asta este. Exact. De-aia vă spun, va trebui să fiți pregătiți în continuare.
promovând în Liga 3, să spun, deja e semiprofesionism acolo și atunci se îmbină. Deci trebuie să aveți unii plătiți de club, unii angajați pe unde fiecare, cu studenți, cu elevi și mai departe. De club. Liga 2 e total profesionism. Total profesionism, da, da, da. Și e timp destul, că de asta spunea domnul primar, m-am angajat, o fac. E timp destul, că sunt foarte importante aspectele astea. Acolo clachează toți. Da, da. Vedeți, dacă treburile nu sunt așezate, discutate, da, și făcute acei pași corect, exact, raționali. Exact, de-aia vă spun. Da, domne, ne așezăm, o facem pasta, ok, ce așa ne trebuie? Ai. Aceste resurse omenești, îi dăm drumul. Timp este. Timp este și atunci e aliatul tău. Devine dușmanul în momentul în care n-ai gândit nimic, te-ai dus, ai promovat, promovezi, faci, ai echipă bunicică, te duci și te prinde total nepregătit. Uite, și eu îmi pun cota. Exact. Uite ce se întâmplă la Liga 2. Ăștia s-au dus cu domnul Tronc, a avut un patron acolo să facă fotbal, să iasă el în față, mă înțelegeți? Și acum n-a avut unde să mai dea bani. Și gata, s-a rupt. Gata, s-a terminat. Da, nu, dacă faptul este cu promis la jucător bani și nu poți să le dai, iar este o... Noi n-am păcălit pe nimeni. Toți, nici nu cu vorbim. Toată lumea, cu toți cu jucătorii care au venit, ce am discutat, fiecare nu, și-a primit eu exact referam, ce am promis. Mă referam la felul în care trebuie dezvoltat clubul. Că de acum trebuie puse bazele astea pentru o perspectivă de 3-4 ani, să spun. Uitați-vă cum a dezvoltat Gică Hagi la Vitorul Constanța. Bine, Gică este un model. Gică este un model. Model. El a avut răbdare, el a avut și investitori. Deci Gică s-a priceput să facă. A avut un nume în spate. Sigur, a avut și el bani. Ceea ce a făcut este extraordinar, formidabil ce a făcut el acolo. Sigur că da. Ce vreau să vă mai întreb? V-ați creionat așa posibile adversari la cu care să vă luptați? Informații sunt. Bine, na, acum că trebuie să le știți. Că nu sunt. Nu e întâmplare. Ne interesează ca să rămânem lucrul ăsta de jucători. În primul rând noi, avem așa ceva în primul rând noi care mai vin, da, care sunt foarte, să, foarte buni. Să ții cont și de adversar. Puțin. Nu am făcut de râs. Cred că retura am avut un singur, deci am bătut Râșnovul 4-1. La Secele. Acasă la Secele, da. Am bătut. Asta chiar, nu știu, Cupa României. Mai era ultimele etape. În Cupa României a fost miercuri s-a lucrat, da? Da, eu jucat cu echipa bună. Da, da, da. După aia, sâmbătă, am avut etapa de campionat, în această săptămână jucat. Am pierdut într-un penalti. Tot acasă sau la ei? Acasă la noi, da. Am pierdut 1-0. În rest, am cam bătut cam tot. Anul ăsta ce rămâne? Deci rămâne Codlea. Vreau cum a fost campionatul trecut. Codlea, Cristianu... Deci Codlea, Cristian, Zărneștiu... Zărneștiu, da, care Zărneștiu. Are, cum se spune, Hălchiu... Hălchiu care a jucat bine între tot. Arno, cred că ei vor să intre. Dar e competiție, e competiție. Toată lumea să vrea să intre. Te încurcă. Dacă e la o adică, te încurcă și... Cu sistemul ăsta că nu intră automat, nu mai se joacă de baraj, va fi un pic de motivat, adică echipele pentru vor fi toată pic, lumea. Pentru toată lumea va fi un pic mai, adică exact. Fiecare ce domne, am o șansă, da. Iasă, ăla, nu mai stau la mâna barajului. Așa e, da. Am o șansă, da, iasă, spuneam, încep da, să joc. Vorbeam la început noi, nu? Da, da. Și spuneam, nu e baraj, vezi acum da, o să încep. Că lumea spune, măi, mai ușor, nu mai cheltuim atâția bani, nu mai aia, nu mai aia, alta. Și o să fie destul de... Noi avem ceva jucători care să-i aducem destul acum. Destul de greu. Mai un adversar, iar un potențial adversar, mai sunt terenurile după la, ale unor echipe. Că nu toate sunt ca la Secele, terenurile. Deci, păi, noi ca bază sportivă nu? Suntem după FC Brașov. Nu, 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 eu mă refer la terenul prost, nu poți să joci. Discutam la celelalte echipe. Sigur că da. La echipe din da, unde e terenul foarte prost. Din zona Făgărașului, din... Și te duci în, acolo valoarea se nivelează. Și e echipa mai acolo slăbuță. Intervine forța lui Coman, intervine. Da. Acolo se joacă în forță. Vine, eu dacă ești forță, tehnic, trebuie să fii mai atent un pic. Exact, nu se poate pasa, dar... Eu am auzit, printre altele, că au rămas puține echipe cu terenuri proaste. Da, mare se investește, se investește ceva și s-ar putea juca. Să știți se că poate juca. Unele primării au reușit să implementeze niște proiecte cu fonduri da. Europene. Da, și dar au... care au avut primar ca dumneavoastră, care le place. Cred că sau da. Cineva care îi da, place care de acolo, că altfel nu. Și cu banii din exterior, au da. Reușit să facă niște terenuri frumoase la nivel de comune. Până. Da, da. Și a cât au făcut. Da, și lumea, lor, și lumea mulțumită. Lumea mulțumită, bravo. Și uite, domnule, ce a făcut ceva. Noi să aplicăm aceeași tactică, să știți că iarăși da. Nu facem noi ceva decât ceea ce au făcut alții bine. Păi corect, așa e. Da. Nu e, a spus foarte bine la început, deci nu e ușor
Deci nu e ușor să refaci ceva. Mai bine o iei de la zero undeva unde n-a avut niciodată nimic și acolo zice lumea, mamă, uite ce a făcut ăștia. Aici stați mă puțin că ați venit de unde ați fost, de unde a fost echipa asta. Știți? Și e mult mai greu. E mult mai greu. Să ducem echipa înapoi unde a fost. Și da, da. Haideți încet, de aia avem copiii ăștia tineri. Păi stai, de ce nu chemăm pe ăla, pe ăla, pe ăla? Lasă-l pe ăla, pe ăla, pe ăla. Haideți că jucăm cu copiii ăștia tineri. Da. Copiii ăștia tineri cresc, copiii ăștia tineri le oferim șansă, le oferim. Da. Vine valul 2 de ceilalți juniori care termină, care da. Și ei sunt normal, foarte buni. Mai plantați câte 1, 2, 3. Dar de mare importanță este dacă ați plecat cu copiii ăștia tineri și asta să îi puteți menține. Și în permanență. Bine, Lucică e în regulă. În fiecare an să le crească măestria și să se vadă când trece dintr-un an în altul. Că ei sunt copii. Ei sunt copii acum, deci ca să-i pui să joace acum cu Liga 3 cum sunt astăzi, le e foarte greu. Dar la anul s-ar putea să le fie mai ușor. Nu, dar prin și teamă dacă... Exact. Și încep rezultatele teamă, negative, să umblă la psihic. Sigur că... timorat da, și nu mai dau acel randament. E foarte important. Exact. Este extrem... Pentru că încă nu sunt copți. Da, 18 ani încă mai un pic. Exact. Ei calități au. Exact. Și poți le dai dacă crește. Au. Dar de asta ce face Hagi? Ați văzut în fiecare an la începutul campionatului? Ia 3-4 ieși de ăștia. Și noi acum am dat la 30 de ani. Ăștia copți. Exact. Și bagă lângă tine. Exact. Ați văzut? Și el în tur joacă perfect, foarte bine. În retur îi vinde pe unii care s-au format și ia niște bani pe ei. Da. Management extraordinar. Și îi dă și pe aia bătrâni. Și la noi, deci în tur a fost un pic mai greuț. În retur, de când l-am adus pe Coman, au crescut și alții pe lângă el. Da, asta, totdeauna trebuie câțiva jucători cu experiență. Deci, o câștigă extraordinar de mare a fost. Lângă cei tineri. Numai așa pot crește. Nu poți, tineri lângă tineri e extrem de greu. Mai sperăm să vină încă 3-4 acum mai purisani. Sigur, dacă ei dacă va fi mai ușor un pic. Automat este mai ușor. Pentru că ăștia dragi tinerii aleargă. Da, și te mai duci în vreun ghios de ăsta unde să băgă material și să sperie copiii săraci. Să sperie, ai unul de ăsta mai cop lângă tine. Stai mă copile, de ce să-ți fie frică? Nu, chiar a deci fost, contează a, foarte a mult. Meciul de plasare în care erau adversarii un pic mai răi. L-au văzut pe Coman, s-au mai liniștit un pic. Bine, și eu îmi bagă material, că el așa a fost. S-a luptat cu toată lumea. A fost un extraordinar de bun și chiar zicea Aurică, zice, până la 40 de ani mai pot încă liniștit. Zice, nu-i problemă. Dacă se promovează, nu mai poate. Acolo e deja altă etapă. Da, sigur că. Etapă, din amintire. El e bine să ajute până unde poate și e foarte bine. Din păcate am ajuns la sfârșitul emisiunii. Mai era una alta așa mai de discutat, dar poate mai avem ocazia, nu poate, mai sigur avem. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Vă doresc mult succes și fotbaliștilor baftă, că dacă n-ai și baftă, așa, și să începeți bine campionatul. Vă așteptăm pe la meci. Asta, da, o să vin. Însă eu merg la meciul de astea, mă aduc peste tot. Așteptăm și spectacol frumos. Da, să începeți bine campionatul, că e foarte important și după aia vom vedea ce urmează. Echipa va avea tot sprijinul din partea primăriei. Da, asta e extrem de... Nu, eu vă spun, nu știu când voi mai avea eu un primar lângă mine, dar vă spun sincer. Da. Asta e situația. Dom'le, îmi place fotbalul, îl susțin, sunt aproape... Da. E foarte bine și ar trebui să profite. Vă mulțumim. Să ia exemplu și alți primari. Da, să ia exemplu. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim. Vă dorim o zi bună, o săptămână bună și ne vedem lunea viitoare la ora 17. La revedere!